Deci, o știre de la IML, ai spus că ai, adică știm că ai fost la IML reporter an de zile. Da. Să spun eu ce m-a șocat la IML. Da, ceva vesel de la IML. Ceva vesel de la IML? Tu ai găsit ceva vesel la IML, Viva? Eu nu mai, n-am mers foarte mult în zona asta. Am avut o carieră de teren, să zicem, mai scurtă. Nu, de la IML n-am avut niciodată o știre veselă, îți dai seama că... Era o bătaie, erau, să zicem, se băteau pe clienți, în ghilimele. Nu știu, apropo, făceau tot felul de... Era un morgangiu, Dumnezeu să-l odihnească. Cei cu pompele funebre aveau șmen, să spunem, cu cei de la IML, care să către cine să-i dirigeze și din când în când mai apăreau reportaje pe tema asta. Da, apropo de IML, n-am avut nicio știre de râs de la IML, dar mi-aduc aminte că era un morgangiu, Dumnezeu să-l odihnească că a murit, Ninja, îl știe toată lumea pe Ninja, l-a știut toată lumea pe Ninja. Ninja obișnuia de sărbători să dea SMS-uri la jurnaliștii cu care el colabora foarte bine și mi-amintesc un mesaj pe care Ninja l-a dat. Ninja de la IML vă dorește sărbători fericite. Deci ăla, aia mi s-a părut, dacă vrei, cea mai tare, amuzantă chestie.